prin înțelepciune a întemeiat Domnul Pământul și prin pricepere a întărit el cerurile. Proverbe 3 cu 19 A întemeiat lumea prin înțelepciunea lui, a întins cerurile prin priceperea lui. Ieremia 10 cu 12 A lui Dumnezeu care singur este înțelept să fie slava prin Isus Hristos în vecii vecilor. Roman 16 cu 27 la Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea ale Lui sunt. Iov 12 cu 13 Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a Lui Dumnezeu. Efeseni 3 10. Vom începe acest studiu despre înțelepciunea Lui Dumnezeu cu credință în Dumnezeu. Urmărind modelul nostru obișnuit, nu vom căuta să înțelegem pentru a putea crede, ci să credem pentru a putea înțelege. De aceea, nu vom căuta dovezi că Dumnezeu este înțelept. Mintea necredincioasă nu poate fi convinsă de nicio dovadă, iar inima ce îi se închină nu are nevoie de ele. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie, strigă profetul Daniel. Al lui este înțelepciunea și puterea. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric, și la el locuiește lumina. Daniel 2, de la versetul 20 la 22. Omul credincios răspunde la aceste cuvinte și la cântecul îngerilor. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor, amin. Unui astfel de om nu-i trece prin minte că Dumnezeu ar trebui să-i aducă dovezi ale înțelepciunii și puterii lui. Nu este destul că el e Dumnezeu? Priceperea lui este fără margini, spunea psalmistul. Ceea ce se străduiește să exprime teologia aici nu este altceva decât nemărginirea însăși. Deoarece cuvântul infinit descrie ceea ce este unic, el nu poate fi cuantificat. Nu putem spune mai unic sau foarte infinit. În fața nemărginirii, rămânem fără glas. Există într-adevăr o înțelepciune secundară, creată, pe care a dat-o Dumnezeu cu măsură fapturilor sale, după cum era necesar pentru binele lor suprem. Însă, înțelepciunea oricărei creaturi, sau cea a tuturor creaturilor la un loc, este jalnic de mică dacă e pus alături de înțelepciunea fără margini a lui Dumnezeu. De aceea are dreptate apostolul când îl numește pe Dumnezeu drept singurul înțelept. Adică Dumnezeu este înțelept în sine, iar toată înțelepciunea sclipitoare a oamenilor sau a îngerilor nu este decât o reflectare a acelei străluciri necreate ce izvorăște din scaunul de domnie al măririi din ceruri. Ideea că înțelepciunea lui Dumnezeu este fără margini stă la baza întregului adevăr. Este o doctrină fundamentală, necesară formulării corecte a tuturor celorlalte doctrine despre Dumnezeu. Fiind ceea ce este, independent de creaturile sale, Dumnezeu, fără îndoială, nu este afectat de părerea noastră despre El, dar sănătatea noastră morală cere să-i atribuim ziditorului și susținătorului Universului o înțelepciune întru totul desăvârșită. A refuza să o facem ar însemna să trădăm tocmai acel lucru din noi care ne deosebește de animale. În Sfintele Scripturi, înțelepciunea, când e folosită cu referire la Dumnezeu sau la oamenii neprihăniți, are întotdeauna o accentuată conotație morală. Este concepută ca fiind curată, iubitoare, bună. Înțelepciunea care nu e decât și retenie este adesea atribuită oamenilor răi, Însă această înțelepciune este perfidă și falsă. Aceste două feluri de înțelepciune se găsesc într-un permanent conflict. Într-adevăr, văzută de pe înălțimea Muntelui Sinai, ori a Calvarului, întreaga istoria lumii se dezvăluie a fi o luptă între înțelepciunea lui Dumnezeu și viclenia lui Satan și a oamenilor căzuți. Rezultatul luptei nu este incert. Imperfecțiunea va fi nevoită să se plece în cele din urmă, învinsă. În fața perfecțiunii. Dumnezeu a avertizat că îi va prinde pe înțelepți în viclenia lor și va nimici priceperea celor pricepuți. Înțelepciunea, printre altele, este aptitudinea de a stabili țeluri perfecte și de a le atinge prin mijloace desăvârșite. Ea vede sfârșitul încă de la început, astfel încât nu are nevoie să ghicească ori să presupună. Înțelepciunea aduce toate lucrurile în centrul atenției. Fiecare fiind înțeles în lumina relației sale cu toate celelalte, și poate astfel să lucreze în direcția obiectivelor predestinate cu o precizie impecabilă. Toate lucrările lui Dumnezeu sunt îndeplinite cu o înțelepciune desăvârșită, întâi de toate spre slava lui, și apoi spre binele suprem al câtor mai mulți, pentru timpul cel mai îndelungat. Toate faptele sale sunt tot atât de curate pe cât sunt de înțelepte. Și tot atât de bune, pe cât sunt decurate și înțelepte. Nu numai că faptele lui n-ar putea fi făcute mai bine, ci o cale mai bună pentru împlinirea lor nici nu poate fi imaginată. Un Dumnezeu nemărginit în înțelepciunea lui trebuie să lucreze într-o manieră care nu poate fi îmbunătățită de către creaturile mărginite. O, Doamne, cât de felurite sunt lucrările tale! Cu înțelepciune le-ai făcut pe toate și Pământul este plin de bogățiile tale fără actul creației, înțelepciunea lui Dumnezeu ar fi rămas pentru totdeauna zăvorâtă în adâncul fără sfârșit al naturii divine. Dumnezeu a adus făpturile sale în ființă pentru a se bucura de ele și pentru ca ele să se bucure de el. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza 1 cu 31 de-a lungul secolelor, mulți oameni au declarat că nu pot crede în înțelepciunea ce stă la baza unei lumi în care se pare că există atâta rău. Scriitorii inspirați insistă asupra faptului că, în prezent, întreaga creație suspină și suferă durerile nașterii datorită puternicului șoc provocat de cădere. Ei nu încearcă să ofere rațiuni suficiente, ci afirmă că firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voi, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită. Romani 8, versetul 20 și 21 Nu se face aici niciun efort de justificare a căilor lui Dumnezeu față de oameni. Se afirmă doar o stare de fapt. Ființa lui Dumnezeu este propria apărare. Dar, în ciuda stării noastre de plâns, există speranță. Când va veni ceasul victoriei lui Hristos, această lume în suferință va fi adusă în glorioasa libertate a fiilor lui Dumnezeu. Pentru oamenii noii creații, vârsta de aur nu se află în trecut, ci în viitor, iar atunci când va sosi, un univers uimit va vedea că Dumnezeu a revărsat într-adevăr, din belșug peste noi, orice fel de înțelepciune și pricepere. Până atunci, speranța noastră se bizuie pe singurul Dumnezeu înțelept, Mântuitorul nostru, și așteptăm cu răbdare desfășurarea lentă a planurilor sale milostive. În ciuda lacrimilor, a durerii și a morții, noi credem că Dumnezeul care ne-a creat pe toți este infinit de înțelept și bun. După cum Avram nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci a fost tare în credință, a dat slavă lui Dumnezeu și a fost deplin plin încredințat că ce făgăduiește el poate să și împlinească, tot astfel ne punem și noi speranța numai în Dumnezeu și ne nădăjduim împotriva oricărei nădejdi până se va crăpa de ziua ne odihnim în ceea ce este Dumnezeu. Eu cred că numai aceasta este credința adevărată. Orice credință care are nevoie să fie susținută de dovezile furnizate de simțuri, nu este o credință adevărată. Tomu, i-a zis Isus, pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Mărturia credinței constă în aceea că, indiferent cum par lucrurile în această lume căzută, toate lucrările lui Dumnezeu sunt făcute cu o înțelepciune desăvârșită. Întruparea Fiului cel veșnic în chip omenesc a fost una dintre faptele mărețe ale lui Dumnezeu și putem fi siguri că această lucrare uimitoare a fost îndeplinită cu o perfecțiune posibilă numai celui nemărginit. Fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Dumnezeu s-a arătat în trup. Răscumpărarea noastră a fost, de asemenea, dusă la îndeplinire cu aceeași măestrie fără greș care caracterizează toate acțiunile lui Dumnezeu. Oricât de puțin o înțelegem, știm că lucrarea ispășitoare a lui Hristos a adus o reconciliere desăvârșită între Dumnezeu și oameni și a deschis împărăția cerurilor tuturor celor care cred. Preocuparea noastră nu este de a explica, ci de a vesti ba chiar mă întreb dacă Dumnezeu ne-ar putea face să înțelegem tot ce s-a întâmplat acolo la cruce. După cum spune Apostolul Petru, nici îngerii nu știu, oricât de mult ar dori ei, să pătrundă aceste lucruri. Acțiunea Evangheliei, nașterea din nou, venirea Duhului Sfânt în natura umană, înfrângerea finală a răului și instaurarea definitivă a împărăției neprihănite a lui Hristos, toate acestea au izvorât și continuă să izvorască din plinătatea infinită a înțelepciunii lui Dumnezeu. Ochiul cel mai ager al celui mai sfânt observator din binecuvântata societate a sferelor înalte nu ar putea descoperi niciun cusur în căile lui Dumnezeu, prin care el aduce totul la înfăptuire și toată înțelepciunea serafimilor și herovimilor strânsă la un loc n-ar putea găsi vreo modalitate de îmbunătățire a procedurii divine. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. cu 3,14 Susținerea adevărului despre înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu, ca fiind o doctrină fundamentală a crezului nostru, are o importanță vitală, dar nu este de ajuns prin practicarea credinței și a rugăciuni, trebuie să-L aducem în lumea practică a experienței noastre cotidiene. Credința activă că Tatăl nostru Ceresc așterne mereu în prejurul nostru circumstanțe providențiale care lucrează spre binele nostru prezent și bunăstarea noastră eternă, aduce sufletului o veritabilă binecuvântare. Cei mai mulți dintre noi trecem prin viață mai rugând un nițel, mai planificând puțin, dând un pic din coate pentru a obține o poziție, sperând, dar ne fiind vreodată siguri de ceva și în ascuns temându-ne mereu că vom da greș. O asemenea viață este o tragică irosire a adevărului, care nu aduce niciodată o dihnă inimii. Există o cale mai bună, să repudiem înțelepciunea noastră și în locul ei să recurgem la înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu. Dorința noastră insistentă de a vedea calea înainte este destul de firească, dar constituie o adevărată piedică în calea progresului nostru spiritual. Dumnezeu și-a asumat întreaga răspundere pentru fericirea noastră veșnică și este gata să preia conducerea vieților noastre în clipa în care ne întoarcem la El cu credință. Iată promisiunea Lui. Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povățui pe cărări neștiute de ei, voi preface întunericul în lumină înaintea lor și locurile strâmbe în locuri netede. Iată ce voi face, și nu-i voi părăsi. Isaia 42:16 Lasă-l să te conducă fără să știi ce-i înainte. Dragostea n are nevoie să știe. Copiii ce se lasă conduși de tatăl nu întreabă unde merg, deși cărarea e neștiută peste câmpii și munți singuratici. Dumnezeu ne îndeamnă mereu să ne încredem în el atunci când drumul este necunoscut. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății gropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Isaia 45, cu versetul 2 și 3 Ne simțim încurajați să aflăm cât de multe din lucrările mărețe ale lui Dumnezeu a fost făcute în taină, departe de ochii curioși ai oamenilor sau ai îngerilor. Înainte ca Dumnezeu să creeze cerurile și pământul, întunericul acoperea fața adâncului de ape. Când fiul cel veșnic s-a făcut trup, a fost purtat o vreme în întuneric, în pântecele gingașei fecioare. Când el a murit pentru ca lumea să aibă viață, lucrul acesta s-a petrecut în întuneric, nevăzut de nimeni în final. Când a înviat din morți, era dis de dimineață. Nimeni nu l-a văzut când a înviat. Ca și cum Dumnezeu ar spune, ceea ce sunt eu, este tot ce contează pentru tine, căci în asta constă nădejdea și pacea ta. Eu fac ceea ce fac și la urmă totul va ieși la lumină, dar cum fac ceea ce fac este treaba mea. Încrede-te în mine și nu te teme. Având bunătatea lui Dumnezeu, care dorește binele nostru suprem, înțelepciunea lui Dumnezeu, care îl plănuiește, și puterea lui Dumnezeu, care îl aduce la îndeplinire, ce ne lipsește? Negreșit, suntem cele mai privilegiate creaturi în toate mărețele planuri ale Creatorului nostru strălucesc a puternicia și înțelepciunea. Lucrările lui, prin minunata zidire, vestesc gloria binecuvântatului său nume. Observăm că oamenii au reușit să creeze cuvinte noi, unindu-le unele de altele. De exemplu, avem cuvântul știință, care înseamnă cunoștință, pe care îl numim cu omni, care înseamnă tot, pentru a crea omnisciență, avem cuvântul potent pe care îl unim cu omni și creăm astfel omnipotență. Dar când ajungem la cuvântul înțelepciune, cei care alcătuiesc cuvintele nu se străduiesc să facă un astfel de cuvânt. Nu avem un cuvânt ca omni înțelepciune. În Proverbe 3 cu 19 și în Ieremia 10 cu 12, ni se spune că Domnul a întemeiat pământul, a făcut și a întărit cerurile prin înțelepciune, prin pricepere și prin știință. Acestea sunt doar două dintre multele versete din Biblie care ne spun despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru umanitatea noastră este necesar să recunoaștem cel puțin două lucruri ca fiind ale lui Dumnezeu: înțelepciunea și bunătatea. Dumnezeul care este în înălțimi, care a făcut cerul și pământul, trebuie să fie înțelept. Altfel, eu și cu tine nu mai putem fi siguri de nimic. Trebuie să fie bun, altfel pământul ar fi un iad, cerul un iad și iadul un cer. Trebuie să recunoaștem bunătatea și înțelepciunea lui Dumnezeu, altfel nu avem unde să ne ducem, nu avem nicio stâncă pe care să stăm, nicio modalitate de a face un lucru, de a raționa sau de a crede. Însă cineva o să întrebe dacă Dumnezeu este bun și înțelept. Cum îi explici poliomielita, închisorile, execuțiile în masă, războaiele și toate celelalte rele care sunt în lume? Mulți oameni zac pe patru de suferință sau umblă cu un singur picior, sunt surzi sau orbi și dacă Dumnezeu este bun și înțelept spune criticul îți poți explica cum se poate întâmpla acest lucru permiteți-mi să vă răspund printr-o alegorie să presupunem că un om este foarte foarte înțelept și nu este doar înțelept ci este atât de bogat încât posedă toți banii din lume să presupunem că decide să construiască cel mai frumos palat din lume Astfel, el adună cei mai buni artiști, arhitecți și designeri care există în lume și îi aduce într-o țară mică, din Europa, să zicem. El caută prin toate națiunile lumii și cumpără cele mai mari creiere și cele mai mari talente și le aduce acolo. Apoi spune: Am miliarde de dolari pe care îi pun la dispoziția voastră. Banii nu sunt o problemă. Vreau cea mai frumoasă clădire din toată lumea. Vreau ca podelele ei să fie din aur. Vreau ca zidurile ei să fie din iaspis, vreau ca sălile să fie sculptate cu fildeș, vreau să fie bătută cu diamante și rubine, vreau să fie etalonul pentru tot ceea ce este frumos, pentru tot ceea ce este grațios, pentru tot ceea ce poate crea un geniu. Atunci când va fi terminată, vreau ca toată lumea să vorbească despre ea. Acum, duceți-vă la muncă și dați-vă toate silințele. Și, unindu-și înțelepciunea cu geniul lor, construiesc cea mai frumoasă clădire o clădire care face ca Taj Mahalul să arate ca un hambar. Acest palat depășește toată frumusețea de pe pământ. Ei bine, să presupunem că după aproximativ un an, situația politică se schimbă și o armată cu ceritoare intră și preia controlul asupra celei mici țări. Soldații intră și ocupă palatul. Niște soldați mari, duri, barbari, cu bocanci și cu ținte. Nu le pasă de frumusețe, de artă, de diamante și de aur. Să presupunem că își adăpostesc caii în palat, că scuipă pe podea și că aruncă cutiile de bere prin tot palatul și îl transformă într-o băltoacă. Într-un final, frumosul palat este plin de murdărie, de zdrențe vechi și de noroi de tot felul. Omul care îl deține și artiștii care l-au făcut au plecat în exil. În timp ce călcâiele barbarilor coboară prin mica țară, un trecător îi șoptește altuia. Acolo este marele palat, cea mai mare concentrare a frumuseții universale cunoscută în lume. Și cealaltă persoană spune, de ce? Nu arată așa. Numai ce miroase. Este o cocină. Cum poți spune că e frumos? Așteaptă un pic, răspunde primul trecător. A avut loc un război și aceasta este o țară ocupată. Soarta războiului se va schimba din nou și asupritorul va fi înlăturat. Să presupunem că aceste bestii, acești oameni brutali, sunt înlăturați. Apoi, omul bogat se întoarce din acel loc îndepărtat și le spune artiștilor, arhitecților și sculptorilor să ne apucăm de muncă și să curățăm locul acesta. Vom începe de jos, vom ajunge sus și vom aduce totul la forma inițială. După aproximativ un an de muncă, palatul se înalță, încă o dată, strălucind în lumina amiezii. Etalonul întregii frumuseți și esența tot ceea ce poate face omul. Și, încă o dată, ziarele, televiziunea și radioul din toată lumea vorbesc despre el. Este văzut din nou ca fiind cel mai frumos lucru din lume. A fost odată cineva pe nume Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl Atotputernic, făcătorul cerului și al pământului. El și-a manifestat marei înțelepciune atunci când l-a întocmit pe om. El a spus să facem om după chipul nostru, Geneza 1 cu 26. Apoi a făcut o grădină în estul Edenului și l-a pus pe om în ea. A zis, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Geneza 2,18 el l-a adormit pe om, i-a luat o coastă, a făcut o femeie și a spus, Aceasta va fi perechea ta, soția ta. El a numit-o Eva. Atunci, satan a intrat în grădină și s-a încolăcit în jurul crengilor copacului vieții. El a început să șoptească insinuări împotriva lui Dumnezeu. Apoi soarta războiului moral s-a schimbat. Satan a preluat controlul și omul a păcătuit, trădându-l pe Dumnezeu care l-a creat. Ceea ce a fost cea mai frumoasă și cea mai îndrăgită grădină din întreaga lume, populată de cele mai luminoase creaturi, făcute după chipul lui Dumnezeu, acum a ajuns o cocină de porci și este aruncată în întuneric. Astfel, criticul se plimbă așa cum s-a plimbat trecătorul în jurul palatului și spune: Vrei să-mi spui că un Dumnezeu înțelept a făcut această cocină? Dar eu spun: Așteaptă doar o clipă. Dumnezeu, în marea sa înțelepciune și în legăturile lui providențiale cu acest pământ, le-a permis cuceritorilor străini să o ocupe. Și acest etalon al întregii frumuseți, această minge zburătoare pe care o numim pământ, acest cămin minunat al creaturii făcute după chipul lui Dumnezeu, se află acum sub un nor, sub o umbră. Romani 8, de la versetul 19, ne spune De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă de șertăciuni, nu de voi, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejde însă că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Planurile înțelepte ale lui Dumnezeu vor fi îndeplinite, dar Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a permis, pentru puțin timp, această ocupație străină. Lumea în care trăim, cu ciclonii, tornadele, furtunile, mareele și alte forțe distructive, este sub ocupație. Soldații diavolului o străbat în sus și în jos, cu bocanci lor ținte, cu ignoranța și cu lipsa lor de apreciere. Ei apucă frumusețea lui Dumnezeu și o distrug. Dar credeți că Dumnezeul atotputernic s-a predat și a plecat pentru totdeauna? Nu. Dumnezeu spune, eu îmi conduc creația, chiar dacă geme sub plugul buldozerului, sub călcâiul dușmanului. Și într-una dintre aceste zile, Marele Dumnezeu atotputernic îl va trimite pe fiul său cu un strigăt, cu glasul unui arhangel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori. 1 Tesaloniceni 4, versetul 16 și 17. Noi vom fi schimbați, înviați, glorificați și făcuți după chipul lui Dumnezeu. El va curăța casa de aici și va fi pace de la râu până la marginile pământului. Apoi vom vedea că Dumnezeu a fost înțelept. Dar va trebui să avem răbdare să mergem cu Dumnezeu încă o vreme, deoarece suntem sub ocupație. Ce este înțelepciunea? Este abilitatea de a atinge cele mai perfecte scopuri prin cele mai perfecte mijloace. Atât scopurile cât și mijloacele trebuie să fie vrednice de Dumnezeu. Înțelepciunea este capacitatea de a vedea sfârșitul de la început, de a vedea toate lucrurile în ansamblu și în detaliu. Este abilitatea de a judeca în vederea scopurilor finale, fundamentale, și a lucra pentru acele scopuri cu o precizie perfectă. Dumnezeu la tot puternic trebuie să fie extrem de precis: Dumnezeu nu șovăie. Britanicii obișnuiau să spună între ei: Am scos-o la capăt cumva, însemnând că am încheiat-o cu bine, improvizând pe moment, sperând că va fi bine și profitând de toate ocaziile. Aceasta este modalitatea prin care noi facem lucrurile. Dar Dumnezeu nu lucrează niciodată în felul acesta. Dacă Dumnezeu ar lucra în felul acesta, ar însemna că El nu cunoaște mai multe despre lucruri decât cunoaștem noi. Dar Dumnezeu lucrează cu o precizie perfectă, deoarece Dumnezeu vede sfârșitul încă de la început și nu are nevoie niciodată de sprijin. Ați observat vreodată că Domnul nostru Iisus Hristos, atunci când a umblat pe pământ, nu și-a cerut niciodată scuze? Nu s-a trezit niciodată dimineața pentru a spune, Îmi pare rău, băieți, ieri când vorbeam nu m-am făcut înțeles, am spus lucrul acela, dar am vrut să spun altceva. Niciodată. Pentru că a fost înțelepciunea întruchipată în mod divin, în vocea omului. Și atunci când vorbea, spunea lucrul potrivit, de prima dată. Nu a trebuit să-ți ceară scuze niciodată. Eu am fost nevoit să mă ridic de câteva ori și să mă explic. De câteva ori a trebuit chiar să mă ridic în public și să spun oamenilor că am fost un măgar. Sunt doar un om. Dar Isus Hristos. Nu a spus nici măcar o dată, îmi pare rău, dar am spus un lucru greșit ieri. Nu am vrut să creez această impresie. El a spus întotdeauna lucrurile corect, deoarece el era Dumnezeu. Nu și-a cerut niciodată scuze, nu s-a explicat niciodată. El a spus: „Așa stau lucrurile, și ei fie înțelegeau, fie nu”. Și dacă nu înțelegeau, le explica mai mult, dar niciodată nu revenea asupra ceea ce a spus, deoarece el este Dumnezeu. Înțelepciunea din Biblie este diferită de înțelepciunea de pe pământ. În Biblie, înțelepciunea are o conotație morală. Este înaltă și sfântă, plină de dragoste și de puritate. Ideea de șiretenie sau de viclenie nu se găsește niciodată în scriptură, decât atunci când este atribuită lui Satan sau omului rău. Dar înțelepciunea atunci când este atribuită lui Dumnezeu. Omului bun sau îngerilor, înseamnă întotdeauna capacitatea de a atinge un nivel de iubire înalt, pur. Nu există niciodată vreo urmă de șiretenie sau de viclenie în ea. Pentru că Dumnezeu este înțelept, el trebuie să fie atot înțelept. Nu poate fi mai puțin înțelept. Dacă aș crede că Dumnezeu este puțin înțelept sau chiar 90% înțelept, nu aș adormi la noapte. Dacă ar fi să ascult știrile de la ora 10 și să aud ce se întâmplă în Congo sau în Laos, dacă aș auzi că soldații inamici au trecut granița, dacă aș ști aceste lucruri și dacă aș crede că Dumnezeu este drept doar parțial, nu aș putea dormi niciodată. M-aș îngrijora până aș ajunge într-o stare de șoc, dar cred că Dumnezeu este infinit înțelept, absolut prevăzător. Nu trebuie să ne îngrijorăm cu privire la acest lucru, deoarece Dumnezeu este înțelept infinit de înțelept. Înțelepciunea lui Dumnezeu este văzută în creația sa și în răscumpărarea sa. Dumnezeu gândește întotdeauna în termenii eternității. Atunci când Dumnezeu plănuiește să binecuvinteze un om, ia acea creatură sărmană, mică, blestemată de timp, în mâinile lui și spune Fiule, îți insuflu eternitate și nemurire, te lasă ei parte la nemărginirea mea. Dacă ai ști cu adevărat pentru cât timp ești privilegiat să trăiești și să fii cu Dumnezeu, te-ai bucura. Dumnezeul la tot puternic a plănuit ca tu să te bucuri de El nu numai acum, ci și în întreaga veșnicie. Și aceasta este pentru cei mai mulți și pentru binele cel mai mare. Uneori, bisericile și comitetele de conducere fac anumite lucruri pentru a obține puțin mai mulți bani sau puțin mai mulți membri, dar nu este pentru binele cel mai mare al oamenilor. Fiecare biserică ar trebui să fie condusă ținând cont de cel mai mare bine, de cel mai mare număr de oameni, chiar dacă pare că va ieșua. Așa a plănuit Dumnezeu lucrurile. Pe măsură ce ne uităm la locul în care este revelată înțelepciunea lui Dumnezeu, amintiți-vă de acea alegorie a Palatului Frumos. Amintiți-vă că poate fi disputat de oameni necredincioși. Ei merg pe lângă Palatul Frumos, care acum este o cocină, și spun nu îmi poți dovedi că Dumnezeul care a făcut lucrul acesta este înțelept și bun. Există prea multă durere, crimă, păcat și murdărie. Repet, Dumnezeul a tot puternic își conduce lumea. Va veni ziua în care Dumnezeu va ridica un or de pe această lume, și oamenii de pretutindeni se vor strânge pentru a admira și a spune cât de minunat este Dumnezeu. Cartea Apocalipsa ne spune. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Vrednic ești Tu, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Noi vom fi admirați, și Dumnezeu va fi admirat în noi. Cea mai bună definiție a păcatului pe care o știu este dată de Isaia, capitolul 53, versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Faptul că ne vedem fiecare de drumul nostru este esența păcatului îmi văd de drumul meu, fiindcă eu cred că este mai înțelept decât calea lui Dumnezeu. O tânără cu ochi strălucitori se uită la băiatul pe care îl iubește și pe care îl dorește așa mult, dar el este un păcătos și nu are nicio intenție să nu mai fie, în timp ce ea este o creștină născută din nou. Ea se aruncă, deci, pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și strigă, O, Dumnezeule, ce să fac? Vocea din lăuntrul ei îi spune, Știi ce trebuie să faci? nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 2 Corinteni 6,14 cu 14 Dar ea sare în picioare și spune, Nu, Dumnezeule, nu pot plăti acest preț, este prea mare. Astfel, ea face un compromis, alege înțelepciunea ei în detrimentul înțelepciunii lui Dumnezeu și se căsătorește cu acel băiat. Apoi, el refuză total să meargă la biserică. Și din acel moment îi face viața un iad. Cinci ani mai târziu, după ce a născut doi sau trei copii, este părăsită de soț. Ea vine la pastor cu inima zdrobită și îl întreabă: Pastore, ce să fac? Fiind un pastor decent și nevrând să îi rănească sentimentele, el nu îi amintește acel moment în care înțelepciunea lui Dumnezeu i-a zis: Nu te căsători cu el. Iar ea a spus: Știu mai bine decât tine, Dumnezeule. Acesta este punctul decisiv al vieții. Aceasta este diferența dintre o biserică moartă și o trezire. Aceasta este diferența dintre o viață plină de Duhul Sfânt și o viață plină de sine. Cine o conduce? Cine este șeful? Ce fel de înțelepciune biruiește? Înțelepciunea lui Dumnezeu sau înțelepciunea omului? În toate modurile providențiale în care Dumnezeu lucrează cu mine, trebuie să iau poziție și să decid că doar calea lui Dumnezeu este bună. Atunci când lucrurile par să meargă rău cu mine, în loc să cred că ele merg rău, cred că merg bine. Iau prin credință, Romani 8 28. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Trebuie să decid dacă voi merge pe calea mea sau dacă mă voi încrede orbește în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu mă va conduce într-un loc bogat, și mă va face bogat în comori cerești, care nu pot pieri niciodată. Dar, dacă un om vrea să meargă pe calea sa, Domnul îl va lăsa să o facă. Ca și creștini, trebuie să ne hotărâm dacă vom insista cu planurile și ambițiile noastre, sau dacă vom urma calea lui Dumnezeu. Dacă insistăm asupra planurilor și ambițiilor noastre, punem în pericol tot ceea ce avem. Pentru că ne lipsește înțelepciunea de a cunoaște cum să o facem. Nu îndrăzni să îți conduci viața. Odată am zburat spre New York, și în timp ce decolam, era un vânt foarte puternic. Un bărbat ce stătea lângă mine zburase mult, dar nu îi plăceau turbulențele. Ei bine, am zis eu, când vom ajunge deasupra orașului și vom lua în altitudine, se vor mai potoli. Și așa s-a și întâmplat. Dar atunci când ne confruntam cu acea turbulență, nu am sărit să mă duc la cabina piloților și să le spun, băieți, lăsați-mă să preiau controlul. Știți unde am fi fost dacă eu aș fi preluat controlul? Am fi dat nas în nas cu turnul Times Square. Nu am făcut acest lucru, ci i-am lăsat pe piloți să conducă. Nu mă supără o mică turbulență atunci când aterizăm sau decolăm. Dar atunci când zburăm la aproximativ 5.000 de metri și atunci când se dă semnalul Puneți-vă centurile, îmi spun O, acum am încurcat-o. Dar nu mi-am pierdut niciodată capul și nu m-am dus niciodată la cabina piloților pentru a le spune Voi doi ieșiți de aici. Niciodată. Și totuși, întotdeauna îl tratăm astfel pe Dumnezeu. Mergem la biserică și ne rugăm pentru a ne preda inima Domnului. Semnăm o hârtie și suntem convertiți. Ne alăturăm unei biserici și ne botezăm. Apoi, lucrurile încep să devină tulburi. Alergăm și spunem, Doamne, lasă-mă să conduc eu lucrul acesta. Din această cauză suntem așa de răvășiți în viețile noastre creștine. Nu suntem gata să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă lumea, să ne conducă familia, afacerea noastră, slujba noastră, tot ce e al nostru. Dumnezeul înțelept gândește întotdeauna spre binele vostru cel mai mare, pentru cât mai mult timp. El întotdeauna face ceea ce face cu o precizie perfectă, văzând sfârșitul de la început, nefăcând niciodată vreo greșeală și necerându-ți niciodată ceea ce nu poți face sau nu ai. El nu are niciodată cerințe nedrepte, ci știe că ești carne și te tratează cu o inimă plină de compasiune. Pentru orice îți poruncește, El îți dă putere să asculți de acea poruncă, întotdeauna. Poți avea încredere într-un astfel de Dumnezeu. De aceea ne aflăm în încurcătura în care suntem. Vrei să redirecționezi toate lucrurile înspre dragostea infinită? Odată am auzit un mare predicator povestind despre un om a cărui afacere se năruise și despre altă persoană care a preluat conducerea. Astfel, vineri l-au afară, iar luni. El stătea din nou în scaunul său de conducere. Omul care l-a dat afară a venit și a spus: Cine ești? Sunt persoana care s-a aflat în fruntea acestei afaceri, a răspuns acesta. Da, te-ai aflat în fruntea ei, dar ai condus-o la faliment și eu am preluat-o, a spus el. Apoi l-a dat afară și a preluat conducerea. Atunci când Dumnezeu preia conducerea unei vieți falimentare, el spune: Ești vărât în datorii până peste cap voi prelua eu conducerea. Îți voi plăti cauțiunea, îți voi plăti datoriile și te voi restaura. Dar eu îți voi conduce afacerea. Apoi, după ce suntem bine cuvântați duminică seara, luni dimineața, suntem din nou pe tron. Și Duhul Sfânt ne spune, Am crezut că seară, în rugăciune, te-ai dat jos de pe scaunul acela. Coboară de pe el, lasă-mă pe mine să conduc. Dumnezeu vrea să îți conducă afacerea ta, casa ta, soția ta, soțul tău, copiii tăi, școala ta, totul. El vrea să o facă și o va face. O adunare obișnuită este divizată în trei categorii de persoane. Cei nebinecuvântați, cei nededicați și cei dedicați. Cei nebinecuvântați sunt cei care nu cred suficient în înțelepciunea lui Dumnezeu pentru a avea încredere în el să preia conducerea vieții lor. Ei nu s-au predat niciodată lui Isus Hristos, pentru că știu că aceasta presupune o dedicare pe care ei nu vor să o înfăptuiască. Ei pot crede în Dumnezeu. Ei pot crede că Hristos a murit pentru păcatele lor, dar nu sunt gata să se predea pe ei înșiși, să îl lase pe Dumnezeu să conducă lumea lor. Ei sunt în afara turmii, nenăscuți din nou, nebinecuvântați. Apoi există cei nededicați. Ei nu sunt rebeli față de Dumnezeu, ei l-au acceptat pe Hristos, cum s-ar zice, și au avut un fel de experiență spirituală, dar nu au vrut niciodată să-și predea viețile. Nu au fost gata să spună în fața lui Dumnezeu, Doamne, condum tu viața de acum înainte. Ei se află pe la mijloc, sunt cei care întotdeauna vor fi când sus, când jos, din punct de vedere spiritual. Astfel de oameni merg la biserică de fiecare dată când sunt vizitați de un nou evanghelist. Ei primesc convertirea ori de câte ori apare vreun evanghelist, eveniment care are loc de două sau trei ori pe an, și apoi, între aceste evenimente, ei cad din nou în păcat. Cel care nu este dedicat va spune: Sunt iertat și atâta tot, cred că sunt mântuit și că sunt păstrat. Ei posedă toate răspunsurile, dar sunt nededicați și nefericiți. Există mulți elevi care nu sunt dedicați educației lor. Ei se joacă la școală și iau note bunicele, îngrășând porcul în ajun. Există creștini care iau viața în râs, îmbătrânind în timp ce se joacă de-a creștinismul. Apoi, există cei care sunt dedicați. Ei s-au dedicat pentru totdeauna înțelepciunii lui Dumnezeu. Ei sunt mulțumiți de faptul că Dumnezeu își va urma calea și că înțelepciunea Sa îi va conduce de acum înainte. Nu se vor amesteca și nu vor lăsa ca logica lor să îi stea în cale lui Dumnezeu. Încep să strălucească precum soarele. Pe aceștia îi vei putea recunoaște întotdeauna. În urmă cu o generație, la un colegiu, un om mi-a spus: Știți, există câțiva studenți diferiți aici. Pare că au ceva. Noi, restul, suntem doar niște oameni buni. Dar se pare că aceste câteva persoane au ceva. Poți spune acest lucru despre ei întotdeauna. Și poți. Ei sunt cei dedicați, cei care s-au dus la Dumnezeu și i-au spus cam așa: Tatăl meu, începe să conduci viața mea din acest moment. Condu-o tu. Eu nu mă voi amesteca. Nu mă voi plânge dacă este greu, nu mă voi descuraja dacă pare că eșuează și nu mă voi umfla în pene dacă se pare că nu am succes. A ta să fie slava, a ta să fie cinstea. Eu sunt dedicat înțelepciunii tale eterne, Doamne. Nu te voi dezonora îndoindu-mă. Poți lua această decizie. E ca și cum te-ai căsători. Doi oameni spun simplu da și sunt căsătoriți. Indiferent în ce direcție o iau emoțiile lor, ei au stabilit un lucru printr-un jurământ. În același fel, poți merge înaintea lui Dumnezeu și să îți transformi acea viață zdrențuită, nededicată, într-o viață dedicată în întregime. Dumnezeu spune, te vei lepăda tu de toți începând cu această zi și mă vei lua pe mine? Te vei încrede în fiul meu pentru a-ți conduce viața și nu vei încerca să o conduci tu însuți? Dacă este așa, răspunde da. Dacă vei răspunde, o Dumnezeule, da, acest răspuns va deveni pentru tine ceea ce devine jurământul căsătoriei. Schimbă cursul, direcția și relațiile vieții tale vei îndrăzni să te încrezi în înțelepciunea sa eternă? Dacă te vei încrede, atunci roagă-te așa. O Dumnezeule Tată, iartă-mă că mă îndoiesc. Tu ești infinit de înțelept și am nevoie de înțelepciunea infinită în ignoranța mea. Prea controlul vieții mele și fi înțelepciunea, neprihănirea și sfințirea mea. De acum înainte, recunosc că Tu ești veșnic înțelept. Fii ancora mea și steaua care mă ghidează. Această rugăciune îți va schimba întreaga viață.